Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dia Radu și suntem la Intrare Liberă, o ediție de vineri dedicată marilor călătorii, călătoriilor în jurul lumii. De ce, când, unde, cum și de ce plecăm la drum, cum ne facem bagajul, ce înseamnă să călătorim singuri, ce învățăm din experiența țărilor pe care le vizităm, iată câteva întrebări pe care abia aștept să le pun invitaților mei. Îi am alături de mine pe Mirela Năgâț și pe Marius Constantinescu, colegii mei jurnaliști, care sunt gazdele acestei emisiuni de luni până joi, și pe Matei Martin, jurnalist de radio și redactor șef al revistei Observator Cultural. Bună seara! I-am lăsat în mod special la final pe invitații noștri speciali doi mari călători, călători de profesie sau călători cu jumătate de normă, pe Sabina Fati, o jurnalistă pasionată de politică, diplomație și relații internaționale, care a călătorit de una singură aproape 50.000 de kilometri în total, pentru a înțelege mai bine destinul unei părți a lumii, și pe Mihai Barbu, fotograf de profesie, Globetrotter. Bună seara! Mare pasionat de motociclete și un om care a reușit performanța de a scoate o carte într-un tiraj de aproape 10.000 de exemplare, dacă ar fi să adunăm cele 5 ediții, cred. Cred că aș putea să îndrăzni să spun că invitații mei de astăzi sunt niște oameni cu centura neagră la călătorii. Spun asta pentru că Sabina Fati a reușit să facă drumul de altă dată al mătăsii, pornind dinspre China, înspre Europa, a făcut apoi în conjurul Mării Negre și mai recent a făcut o călătorie pe urma țărilor în conflict în apropiere de țara noastră, în timp ce Mihai Barbu a mers de cel puțin 2 ori, din câte știu eu, până spre Mongolia. Prima dată cu motocicleta de unul singur, a doua oară tot cu o motocicletă, dar nu singur, ci cu un ataș în care se afla soția lui și un băiețel de 6 ani. Mihai, îndrăznesc să-ți arunc ție provocarea, pentru că mi se pare o nebunie până la urmă să pleci la drum cu un copil atât de mic. Sunt sigură că au existat cel puțin câteva voci care au spus, măi, nu ești în toate mințile. Cum a fost de fapt? A fost foarte simplu. Mereu m-am întrebat, mă rog, și am fost întrebat, dacă faptul că o să am un copil îmi va opri... O să schimbe cu ceva situația. Chestia asta cu călătoritul, dacă o să mai pot călători având un copil. Și treaba, adică măcinarea asta pe care o aveam a pornit de la... După ce m-am întors singur din Mongolia, erau trei întrebări care mi se puneau tot timpul. De fapt, 2 întrebări și o concluzie. Cele 2 întrebări erau, evident, de unde am avut timp, și răspunsul mi era foarte la îndemână, pentru că fusesem dat afară de la servici. Le răspundeam că am avut tot timpul din lume și că oricine poate fi dat afară de la servici, e foarte ușor să faci rost de timp. Și a doua era de unde bani, răspunsul fiind că banii pentru prima mea călătorie în Mongolia au fost un împrumut bancar pentru nevoi personale. Aia au fost banii. Și le spuneam, din nou, oricine poate face rost de banii ăștia. Iar a treia chestie era, răspundeam la astea 2 întrebări și era, da, am înțeles, dar știi, eu am un copil. Eu nu aveam un copil și nu aveam ce să răspund la chestia asta, dar mă măcina foarte tare gândul ăsta, bă, poate oamenii chiar au dreptate, poate, ok, ai timp, ai bani, dar ai un copil și s-a terminat. Dar nu de asta ai făcut un copil? Nu, în niciun caz. Sau de asta ți-a fost frică să faci un copil? Nici frică nu mi-a fost. A apărut Vladimir pe lume și, mă rog, nu aveam o mașină de cumpărat pe listă și m-am întrebat ce putem face, că pe motocicleta mea cu 2 roți nu o să încăpem toți 3, și am zis cum ar fi să cumpărăm o motocicletă cu ataș. N-am avut niciodată fantezii cu motociclete cu ataș, nu eram curios de... Mi se părea așa ceva foarte dubios. O motocicletă, e totuși riscant să pleci la drum așa, descoperit, că totuși viața pe motocicletă e o viață în aer liber. Eu sunt unul dintre cei care crede, puținii care crede că motociclismul nu este periculos. Nu știu. Adică eu conduc motociclete din 2004 și nu am avut incidentele pe care le vezi la știri tot timpul. Am avut câteva, dar toate au fost din vina mea și nu consider că motociclismul e periculos dacă eu sunt prost. Deci, prin urmare, nu mi se pare periculos să pleci cu un
copil până în Mongolia și înapoi într-o motocicletă cu ataș. Ba mai mult, mi s-a părut că am fost toți trei mult mai în siguranță, sau ce obțin așa m-am simțit, decât când am fost singur. Cred că nu s-a vorbit destul încă și văd că Mihai Barbu se tot dă înapoi despre curajul de a călători. Asta mi s-a părut de admirat la ambii invitați, și la Sabina Fati și la Mihai Barbu. Curajul de a pleca la drum în zone foarte îndepărtate, pentru noi necunoscute, în totală nesiguranță. El spune că se simte bine pe motocicletă și că, sigur, evident, este foarte expus într-o motocicletă, așa, la fel și cum și Sabina Fati este foarte expusă, fără vehicul propriu, fără un ghid care să însoțească tot timpul. Și îndrăznesc să spun că Sabina Fati chiar se simte bine singură, am auzit-o cândva recunoscând că e mai bine să călătorești de una singură, că nu te ține nimeni în loc, așa este? Așa este, mergi mult mai repede și iei decizii mult mai rapid și, în fine, poți să intri în contact cu mai multă lume. Adică pari mai deschis să îi accepți pe cei din jurul tău, iar cei din jurul tău vin mai repede la tine dacă ești singur decât dacă sunt mai mulți. Dar viteza de mișcare în sensul lent al cuvântului. Pentru că și mijloacele cu care ați călătorit sunt diferite până la urmă. Eu călătoresc cu ce găsesc. Cu trenul, cu autobuzul, cu autostopul. Dar există o cauză pentru care ales să faci asta sau pur și simplu nu a existat o mașină? E mai puțin avantajos pentru un jurnalist să stea închis în protecția asta pe care o putem numi mașină? Păi se spune că cu cât călătorești mai încet, cu atât înțelegi mai bine. Cu cât călătorești pe pământ mai încet, cu atât înțelegi mai bine locul pe unde treci. Și în mod evident, pentru că Mihai face niște poze extraordinare și el are poate alte impulsuri când merge, dar eu merg în locuri interesante pe moment politic și atunci e foarte interesant pentru mine să întâlnesc lume, să văd lumea cât mai aproape de mine. Într-un autobuz, într-un tren, într-o mașină pe care o găsești, de pildă în Tajikistan nu există nici trenuri, nici mașini, nici autobuze. Sunt niște mașini 4x4 în care te urci tu împreună cu alți 3-4 călători și împarți costul. Ride sharing, da. Se numește. Așa se numește. Ei fac asta de multă vreme. Bineînțeles că eu probabil că am întotdeauna un cost mai mare decât autohtonii. Încerc să-l negociez mereu. Și fiind cu oamenii acolo, mereu sunt alte categorii de persoane și mereu întâlnești alte portrete, alte persoane care îți spun alte lucruri. În fine, puse cap la cap, poți să faci mici istorii pe care le înglobezi în marea istorie globală despre care scriu din laborator și tehnicienii. Pentru că a fost invocat curajul. Dar nu e vorba, aici trebuie să spunem, nu e un curaj. Adică cred că oricine poate Sabina, să facă asta. Ca femeie, să mergi în niște zone de conflict, între niște zone islamice, unde femeia e altfel privită, mi se pare că te-ai simțit vreodată în pericol? Nu, sunt fost situații. Adică ai povestit despre ele, dar în interiorul tău, da, sigur, cum le-ai gestionat? Sigur, nu poți să spui că minți dacă spui că nu ți-e frică. Adică ți-e frică și să te duci în vacanță acolo uneori, ca femeie. Nu, au fost câteva situații care puteau să degenereze în ceva complicat. Din fericire nu s-a întâmplat asta. Și în care am simțit că mi-e frică. Pentru că atunci când ești singur împreună cu 4, 5, 10 militari, care nu vor să te lasă să treci mai departe. Unde au fost aceste situații, concret? În ce țară? În ce spațiu? Când treceam din Kârgâzstan în Tajikistan. Acolo mai de mult, în anii 30, fusese construit un drum care lega aceste republici foste sovietice, dar între timp nu mai exista acel drum, aproape că nu se mai vedea deloc. Dar fiind un podiș la 4.000 de metri, sau putem să-l numim și podiș, la 4.000 de metri, mașinile de 4x4 puteau să urce. Eu am venit cu o mașină dinspre Kârgâzstan, m-a lăsat undeva în apropiere de graniță, am mers pe jos până la graniță și acolo am fost trebuia să arăt pașaportul, viza și așa mai departe. Eram soldați care vorbeau rusește, mă descurc puțin,
avem și câteva cuvinte comune cu ei, pot să negociez cifre, dar și ei erau luați prin surprindere cumva, era 1 iunie, mi-aduc aminte, și bătea un vânt atât de tare încât eu cu greutatea mea de 50 plus rucsacul meu de, nu știu, 15 plus, de-abia mă țineam acolo pe picioare. Și când m-am văzut singură și toată grupa asta de militari, sigur, puțin mi-a fost... mi-a fost frică, mai ales că nu voia să-mi dea pașaportul după ce s-a uitat la el. Da. Și de acolo încolo, în Tajikistan, da, treceam granița, nu părea să fie nicio mașină, nu părea să fie vreun mijloc de transport pe care eu aș fi putut să-l iau. Știam câți kilometri sunt, îmi calculasem că dacă merg pe jos cu 5 km pe oră, aș putea ajunge până seara la următorul sat. Da, mă rog. E destul de previzibil să punem întrebarea asta legată de curajul unei femei care călătorește singură, dar m-a surprins totuși să găsesc și în cartea ta cuvântul frică. Iată că și un bărbat, în toată puterea cuvântului, când pleacă la drum, e încercat de sentimentul ăsta. Păi, cred că e un sentiment cu care călătorești, adică în genul ăsta de călătorie. În cazul meu, cel puțin, da. Dar nu înseamnă că e ceva ce să mă oprească. Eu consider că e ok să fie acolo frica, că face parte din experiența asta și chiar ajută uneori. Te protejează, te face mai vigilent? Te face mai vigilent, puțin. Dar, bine, încă o dată, nu e o frică teribilă. Există acolo o, nu știu, poate îi spune spirit de autoconservare, nu știu, dar există sentimentul ăsta, adică nu ești ca acasă. Da. Da. Ești ca pe drum. Da, e un pic de frică acolo, dar n-aș... Mă rog, nu mi se pare... N-ar fi ceva care să-i oprească pe cei care își doresc atât de mult să călătorească. Da. Care a fost momentul cel mai dramatic în care chiar ți-a fost frică din prima călătorie? Eu am avut o chestie care aia m-a dat peste cap total și de acolo, într-adevăr, frica asta cu care călătoream permanent a devenit amplificată. Adică mi-a fost și mai frică de la momentul ăla încolo, în fiecare zi. Am avut o fază cu niște polițiști ruși de la circulație, exact când trecusem în Rusia și deci trecusem din Ucraina în Rusia. Am mers 5 km, m-a oprit la un post de control și domnul a venit la mine și mi-a zis în engleză, foarte direct, nici bună ziua, nici nimic, mi-a zis $10. Dar erau singurele două cuvinte pe care le știa în engleză. $10. Eu încercam să-l întreb de ce, ce am făcut și el îi tot dădea cu $10. Și... Păi cui e frică de $10? Până la urmă este cel mai bun pașaport, $10. Așa nu? Este, din păcate nu-i aveam. Nu-i aveam pentru că trecusem în... Banii mei erau pe card, trecusem în Rusia, cheltuisem toți banii ucrainieni. Nu aveam nici un leu cash. La mine aveam banii pe card. Aș fi preferat să dau $50 ca să scap de situația prin care urma să trec. Dar, în fine, ăsta m-a dus înăuntru. Ulterior am aflat că, povestind chestia asta unor călători, mi-au zis, bă, dar tu nu știi că e o regulă în Rusia, niciodată nu te duci cu un polițist înăuntru? Rămâi pe stradă și pe stradă nu are ce să ți se întâmple. Mă rog, eu m-am dus cu el înăuntru, mai erau încă patru. Și acolo a început o chestie, m-au dezbrăcat aia până la brâu, m-au percheziționat. Ei căutând, știam lucrul ăsta, căutau bani, aia căutau, nu voiau să mă creadă că nu am bani. Eu le tot explicam cu, haideți la un bancomat și rezolvăm taxa asta de trecere. Și ei nu mă credeau, că eram un vestic pe o motocicletă BMW plin de bani. Nu mă credeau, prin urmare m-au dezbrăcat și la un moment dat au început să mă și îmbrâncească și să țipe, să ridice tonul la mine și atunci m-am cam speriat. Din fericire, cumva, frica asta în scurt timp s-a transformat în furie. M-am enervat foarte tare și am avut o inspirație. Aveam două telefoane mobile care erau pe masă, totul era pe masă, golisele din buzunare și am luat telefonul zicând că eu sun la ambasada României de la Moscova să întreb ce-i cu chestia asta, că nu înțeleg ce se... Și mă rog, vorbeam și în toate limbile acolo să înțeleagă ea că ambasada, Moscova, așa. Am luat telefonul, nu m-a oprit nimeni, nu aveam numărul ambasadei, am blufat acolo, am tastat ceva și l-am pus la ureche și le ziceam, stați, stați, că o rezolvăm acum.
Și în momentul ăla chiar s-au panicat. Mi-au zis să las telefonul, să strâng tot și să plec de acolo. Mă rog, ulterior am aflat că mi-au furat un binoclu pe care l-aveam în buzunar. L-au făcut pierdut. Da, și după faza asta eram... Da, și mi se părea culmea, știi, că sunt pe drum și mi-e frică de însuși aia care trebuie să mă păzească. Mă gândeam, dacă de ăștia mi-e frică, adică de ăilalți, știi? De oamenii simpli în niciun caz nu. Dar eu trebuie să-și spun că știu de la Mihai că trebuie să am la mine dolari mărunți. Da. Înainte să plec în prima mea călătorie, m-am întâlnit cu Mihai și am discutat. Și asta a fost unul dintre sfaturi. Trebuie să ai bani mărunți la tine când treci mai ales granițele și în general. Și eu am plecat cu aproape 500 de dolari mărunți. Pe care îi țineam foarte la îndemână, ceilalți îi țineam ascunși, pentru că în toate locurile astea nici nu ai bancomate de unde să scoți bani și nici nu știi unde să-i ascunzi ca să nu ți-i fure sau să nu ți-i găsească grănicerii ăștia mai harnici. Exact. Și pentru că uneori am fost pusă în situația să-mi scot din rucsac tot și s-au uitat în toate punguțele, în toate chestiile în care ar fi putut, habar deci n-am ce undeva lipiți de corp. Adică, da, aveam banii mărunți care erau la îndemână și nu puteau fi foarte mulți și mai aveam niște bani pe care nu puteam să-i pun în sân, în bustieră sau undeva, pentru că toată lumea știe că acolo țin femeile banii. Și atunci trebuia să am tot timpul un loc unde aș fi putut să-i ascund. Îl ținem secret. Îl ținem secret. Între timp am mai vorbit cu un călător mai experimentat și care mi-a spus că în America Latina există niște chestii care se bagă în pantaloni. Și toată lumea își ține acolo bunurile și n-au nicio problemă să se deschidă la pantaloni și să-și scoată de acolo banii. Ce ingenios! Eu voiam să știu două lucruri apropo de pasiunea asta pentru călătorie. Bănuiesc că e plăcere, ce te îndeamnă să pleci, e dorința de emoție, e dorința de cunoaștere, bănuiesc la Sabina, o cunoaștere dintre asta, zona specialită. Zării tale, ești doctor în istorie și apoi cum urmează transpunerea acestei experiențe în ceea ce ajunge la marele public, nu? Pentru Mihai, fotografiile, nu? Cum le faci când ești acolo, câtă încredere au cei pe care îi fotografiezi și apoi la Sabina, iarăși, cum își triază ea însă și experiența. Complicat. Cred că toți oamenii care vor să plece sunt curioși și toți oamenii care vor să plece vor să iasă din standardizarea vieții ăstea de fiecare zi, în care cumva... Deci o aventură, nu? Ceva... E și asta, evident că e și asta. Nu știu, eu am tot plecat de când eram mică. E o schimbare a obișnuitului, a rutinei, peisajului care ajunge să populeze zilele în același fel, în aceeași manieră, în același ritm, în aceleași culori. E și asta. Și eu, uneori ai senzația, nu aveți niciodată senzația că vreți să fugiți? Eu chiar voiam vreți să plecați într-un alt loc? Și dincolo de asta, sigur, eu am planuri și sunt curioasă și am întrebări la care nu mi-am găsit răspunsuri. Unele întrebări sunt așa foarte, foarte concrete, cum a fost pe drumul Mătăsia sau în jurul Mării Negre sau chiar și pe drumul acesta pe care l-a făcut Xenofon cu armata lui acum 24 de secole, pornind dinspre Europa până dincolo de Kurdistan și întorcându-se pe malul Mării Negre. Am întrebări concrete referitoare la aceste drumuri. De pildă, ca să nu o plictisesc prea mult, de pildă când am fost pe drumul Mătăsii, atunci era discuția foarte mare, atât în cancelariile americane, cât și în cele occidentale, pacificăm Afganistanul și toată zona central-asiatică dacă refacem drumul Mătăsii pe uscat printr-un soi de autostrăzi feroviare și rutiere.
Și e foarte ciudat, pentru că dacă cunoști relieful, dacă știi geografia și dacă puțin ai fost pe acolo, îți dai seama că n-ai cum să faci aceste lucruri din pricina enclavelor, exclavelor, a neînțelegerilor între state. Sunt acolo între Uzbekistan și Tadjikistan. Sunt probleme istorice atât de mari și istorice recente, încât sunt persoane care au rude dincolo de graniță, pentru că până în 91 era aceeași țară și nu își pot vizita, nu pot merge la mormântare uneori. Sunt cozi de camioane pe care probabil Mihai le-a întâlnit și el, în care camioanele stau câte o săptămână ca să intre dintr-o țară în alta, cu mărfuri, cu tot felul. Și sigur, o astfel de autostradă sau un drum care să traverseze toată această regiune, occidentalii îl vedeau trecând și prin Afganistan, chinezii îl vedeau trecând prin Asia Centrală și mergând spre Marea Mediterană sau chiar spre Marea Neagră. Era imposibil de făcut și eu am mers să demonstrez că e aproape imposibil. Țin un jurnal al călătoriei și apoi... Da. Țin mai multe jurnale. Țin unul, în general scriu un blog, am scris pentru Europa Liberă un blog și am jurnalul meu propriu pe care uneori... Și ăsta e materialul din care ulterior scrii. Da, și am sigur o documentare anterioară din literatura țărilor acelora prin care trec, o literatură pur și simplu, dar și literatură de specialitate, articole din Foreign Affairs, de exemplu, cele mai noi, cele mai vechi. Dar mi se pare cea mai bună documentare, mi se pare literatura. La Sabina Fati se vede clar un obiectiv clar înainte să plece în călătorie, nu? În jurul Mării Negre sau pe drumul Mătăsii sau refacem drumul lui Xenofon. Nu știu cum își începe Mihai Barbu călătoriile și mai ales cum își fixează obiectivul. Adică Ulaanbaatar pentru că ai avut un motiv anume sau pentru că acolo s-au terminat banii până la urmă? Banii mai erau necesari să se întoarcă și acasă totuși. Am mai primit niște bani pe drum când mă apropiam, îi terminasem. Eu cred că n-am avut niciodată o motivație clară sau vreun, nu știu, proiect care să stea în spatele unei călătorii. La mine mereu a fost... Adică, nu știu, în Mongolia am ajuns prima dată pentru că pur și simplu, chiar asta este povestea, am auzit acest cuvânt într-o conversație telefonică. Îmi povestea cineva despre cineva care a fost prin toată lumea și a ajuns și acolo și acolo și acolo și în Mongolia și acolo și dincolo și am auzit acest cuvânt, știu exact când s-a întâmplat, unde eram, ce făceam. Ăla era capătul lumii pentru tine. Și nu știu ce mi-a... Că știam unde e Mongolia, ce cu ea, văzusem documentare cu motocicliști care au fost acolo, nimic nu m-a... Dar a fost declicul ăsta, se întâmpla cu 2 ani înainte, dar din momentul ăla am început să mă pregătesc să plec în Mongolia. Și m-am uitat pe hartă, am văzut cam pe unde trebuie să o iau, m-am gândit totuși să nu mă întorc prin același loc, hai să mergem prin Asia Centrală, dar n-a fost... Dar un mai bun exemplu al felului în care fac eu lucrurile este când am plecat cu Vladimir în prima călătorie, când avea 4 ani, cu motocicleta, care eu atunci am zis, băi, hai să facem o călătorie așa de încălzire, să vedem cum ne înțelegem, dacă ne place motocicleta, dacă merge, dacă ne descurcăm. Și am zis, cel mai bine ar fi să ieșim din țară, adică să nu ne plimbăm pe aici. Și am zis, în 2015 se întâmplă asta, am zis, ok, avem toată vara la dispoziție, hai să facem treaba asta. Și am plecat din București și ne-am trezit că trecuseră 2 săptămâni și încă ne plimbam prin țară, pentru că nu, deci nici măcar nu știam pe unde vreau să ies din țară. Și ne-am învârtit și am zis, bă, hai mă să ieșim în Ungaria. Am ieșit în Ungaria, din Ungaria ne-am dus în Austria și de acolo a continuat o chestie. Mă, n-am fost niciodată la Nordkap, cel mai nordic punct al Europei continentale. Zic, hai să mergem până la Nordkap. Am urcat până la Nordkap, am coborât de la Nordkap și deja trecusem prin vreo 15 țări, când abia atunci mi-am colțit în cap ideea, ne înțelegeam, era totul minunat, motocicleta mergea, am zis, bă, cum ar fi să încercăm să mergem prin cât mai multe țări
până ajungem acasă. Ok, poate părea o tâmpenie, nici acum nu susțin că am văzut țările alea, spun doar că am trecut prin ele. Adică, țin minte și acum că Serbia, de exemplu, am intrat jumătate de oră în Serbia, doar ca să intrăm în Serbia și ca să putem spune că Vladimir la 4 ani a fost atunci în 43 de țări. Wow. Și așa s-a terminat vara respectivă cu noi care ne-am plimbat prin 43 de țări, repet, niciodată n-am pregătit așa ceva. Mihai, adică... dar cred că tu ai fost chiar tu șocat de întrebarea celor doi basarabeni de la granița cu Rusia care s-au uitat la tine și au spus cum, da, tu chiar vrei să faci excursia asta doar pentru suflet? Da, am fost șocat, cum la rândul lor și ei au fost șocați, pentru că aia a fost doar prima dată când, mă rog, și cel mai frumos am fost întrebat atunci dacă fac călătoria asta doar pentru suflet, pentru că m-am mai lovit de întrebarea asta, adică la modul de ce o fac, pentru că toți mă întrebau acolo, păi stai un pic, dar cât te costă? Și mă rog, le ziceam eu o cifră acolo, nu știu, atâta. Și ei toți erau foarte ocupați să-mi zică, păi da, unde de bani ăștia îți luai un super televizor, un super frigider, o super... Deci da, doar pentru suflet e prea puțin. Ar mai fi ceva de spus? Voi ați plecat în călătorile voastre dinspre lumea democratică europeană, înspre regimuri adesea totalitare. Cum se simte trecerea asta? Cum se pierde democrația pe drum, așa, la pas? Ați simțit-o pe pielea voastră? Ai simțit? Sabina. Eu, pentru că am fost născută într-o țară totalitară și am apucat un pic din ea, cumva eram pregătită pentru ce se întâmplă acolo. Nu atât de pregătită pe cât ar fi trebuit însă, pentru că în țări care sunt totalitare și știi despre ele că sunt așa, îți iei anumite măsuri de precauție. De pildă, un ambasador român în Asia Centrală îmi spusese, nu cumva să-ți lași laptopul în vreodată într-un hotel sau undeva. Bine, și ce să fac, să-l car cu mine tot timpul? Pe bune, n-am nimic de ascuns. Adică, până la urmă, tot ce scriu acolo va fi publicat. Nu mă ascund de nimic. Dar omul ăla îmi spunea că îți fură, că îți virusează, că te urmărește, că toți văd ce faci, că și așa mai departe. Asta a fost în 2014, când am fost pe drumul Mătăsii atunci... Dar anul trecut, când am fost pe drumul lui Xenofon, să spun așa, traversând Anatolia mai ales, într-un orășel din Anatolia, pur și simplu am găsit pe cineva care umblă în haine. M-am întors întâmplător să-mi iau ceva din cameră și cineva îmi cotrobăia acolo. Am găsit într-un oraș, de pildă, nu mi-a mai funcționat telefonul, brusc. Toate telefoanele din jurul meu funcționau în afară de al meu. M-am dus, mi-am luat o cartelă turcească, mi-am pus-o și telefonul a funcționat mult mai bine. Și Turcia nu e o țară totalitară, da? E o țară autoritaristă, care are aproape 300 de ziariști și scriitori la închisoare, unde ziariștii nu mai sunt deschiși să vorbească cu tine așa cum vorbeau în 2014 sau în 2016 când am făcut turul Mării Negre, în care oamenii sunt mai temători decât erau acum 10 ani, dar nu te aștepți la astfel de mici amănunte, în care din când în când apare în discuție, într-o cafenea lângă tine, când ești sigură, cineva care te sfătuiește așa... Te întreabă ce ai visat, cum ești și la un moment dat îți spune, ce-ți place ție să... Ce vezi aici, în fond? Uneori e mizerie. Deci, ce cauți, de fapt? Nu mai bine te duci acasă. Da, nu mai bine te întorci. Ești singur. N-ai familie. Da, ai familie. Și ai copii. Și ce cauți aici? E și o amenințare voalată? Da, nu știi cum să le iei. Nu știi cum să le iei. Eu, nici nu știi, poate că e un om așa de bună credință care zice, măi, o femeie, ce naiba caută ea singură aici, printre noi. De ce? Nu te poți camufla. Adică nu mă pot camufla niciodată să zic, eu sunt dintre ai voștri. Sunt partea tribului vostru.
nici măcar de departe. Încerc, mă îmbrac în negru. Și de foarte multe ori tocmai aceste diferențe care sunt și care nu pot fi mimate niciun fel sunt cele care ne dau inclusiv acea stare de nesiguranță, de anxietate, chiar de teamă, de multe ori și în absența unui context care să provoace teamă propriu-zisă. Dar, Dia, dacă ești de acord, eu aș schimba puțin direcția întrebărilor noastre către invitații tăi, pentru că am vorbit mult despre teamă, despre nesiguranță, aș vorbi și despre lucrurile memorabile din alt punct de vedere și m-aș îndrepta tot către Sabina Fati, pentru că am văzut inclusiv pe video-ul acele fotografii absolut splendide de pe drumul Mătăsii, mai ales din Uzbekistan. Pentru mine Uzbekistan este marele rateu pandemic, pentru că în 2020 trebuia să petrec 3 săptămâni acolo pe care nu le-am mai petrecut firește, dar este acel spațiu spre care privesc inclusiv astăzi cu un soi de mirare, de uimire, de încântare a priorică, pentru că nu-l cunosc decât indirect. Și aș vrea să vă întreb amândoi, dar pe Sabina Fati mai întâi, care sunt acele lucruri de o frumusețe la care nu vă așteptați când ați plecat de acasă, v-au rămas la fel de puternic imprimate pe, și în memoria afectivă chiar și astăzi? Eu am două locuri preferate după toate aceste călătorii, din punct de vedere așa estetic. Sigur, sunt, dacă le, nici nu știu, de fapt, întrebarea e despre frumusețile culturale, despre frumusețile naturale. Frumusețe, pur și simplu, special nu am delimitat-o în vreun fel, pentru că atunci când vorbim despre frumusețe, cred că putem să dăm deoparte toate zăgazurile. Pentru că, sigur, din punct de vedere cultural, găsești minunății în, într-un loc în care nu te aștepți. De exemplu, lângă Samsun, care e pe malul Mării Negre, de acolo a plecat Atatürk să cucerească independența Turciei. Lângă Samsun, am citit înainte să plec, că există o mănăstire făcută, o mănăstire islamică, făcută doar din lemn, fără niciun cui, în urmă cu 700 de ani. Nimeni nu știa în jurul meu, am întrebat la hotel, am întrebat cum s-ar putea ajunge în locul ăla, aproape totul era necunoscut, în fine, știam direcția, m-am dus într-o stație de autobuz, am luat autobuzul și în autobuz, evident, nimeni nu vorbește englezește, dar eram cu această denumire, cu poze pe care le găsisem și întrebam. Și o doamnă m-a luat de mână și a zis, așa am înțeles eu, stai aici că te duc eu până unde trebuie. Și am stat acolo lângă ea vreo oră jumate, timp în care mi-a arătat poze cu toată familia ei, cine, ce e, doctor, ăla e așa, așa, nepoți. Și la un moment dat zice, eu acum mă dau jos, ia ceva de mâncare, că eu plec, mi-a dat ceva de mâncare și a vorbit cu unul, ia-o pe fata asta și ai grijă de ea. Am schimbat 3 autobuze, până la urmă un domn, mi-era și frică acolo, m-a luat și mi-a zis, acum vino cu mine. Și el mi-a arătat legitimația lui, chipurile lucra la un spital. Era un bărbat, așa, între două vârste, puțin jerpelit. În fine, am văzut că ieșim din oraș, dintr-un orașel în care eram. Și am mers dincolo de oraș, nu știu, vreo 2-3 km cu acest domn care m-a zis, asta e, ce vrei să vezi aici? Dar era o frumusețe brută, înăuntru nu era nimeni, dar eu am putut să intru. Puteai să intri, era deschis, covoare persane, cum sunt în toate locurile acestea. Și poți să stai acolo în liniște, nimeni nu intră să-ți facă nimic, în jur erau niște pietre funerare. Absolut minunat. Dar din punct de vedere al naturii, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult în Tian Shan, trecerea dinspre China, spre Kârgâzstan, și Pamirul, care e, după părerea mea, e mult departe de Elveția. E incredibil. Problema al Pamirului Tajikistan sau Pamirului Afgan, care sunt împreună, sunt acolo, poți să treci un râu ușor și ajungi în Afganistan și nu te oprește nimeni. Și îi vezi pe partea cealaltă a râului, pe afgani, cum merg cu saci pe catâri sau pe cai, pe partea cealaltă e drumul drogurilor, dar ele se intersectează.
Și ăsta e cel mai frumos loc montan pe care pot să spun că l-am văzut. Mai aveți o pasiune comună, din cât am reușit eu să citesc, cea pentru Georgia. Știu că ți-a plăcut foarte mult în Abhazia, în bucățica aceea de Georgia, care are acum statut independent. Știu că și tu ai avut chiar o călătorie dedicată Georgiei la un moment dat. Ce vă atrage, de fapt, și ce se întâmplă acolo, de toată lumea spune că georgienii seamănă cu românii? Da, georgienii sunt speciali, dar și abhazii sunt speciali. În Abhazia nu se poate intra, dacă ești georgian, nu poți să intri din Abhazia în Georgia decât dacă ai rude, cred. Dacă ești străin și ai intrat în Abhazia, venind din Rusia, nu te mai primește în Georgia. Așa încât eu, când am făcut în conjurul Mării Negre, a trebuit să vin din Rusia, în loc să trec prin Abhazia, ce era logic și așa, am ocolit și am venit în Georgia și din Georgia am intrat în Abhazia, ca să pot să fiu primită peste tot și să mă și întorc, să merg mai departe. Și un georgian care a fost foarte drăguț cu mine, am venit cu un vas și care m-a ajutat, m-a dus la un hotelaș, a stat cu mine și a zis că se întâlnește. Când a auzit că merg în Abhazia, n-a mai, pur și simplu a rupt toate legăturile, n-a mai vrut să audă de mine. Ce cauți acolo? Rușii au luat Abhazia, abhazii sunt cu rușii, nici nu vreau, fundamentaliști din punctul ăsta de vedere. Dar Abhazia e așa un loc, apa e ca în Caraibe, eu n-am fost în Caraibe, dar am văzut poze. E caldă și frumoasă. Caucazul cade pur și simplu în mare. Caucazul cu tot mirosul lui și cu toate florile lui și cu rododendron, e extraordinar. Tot ce e acolo, ai senzația că se prăbușește în mare și mirosul ăsta combinat al Caucazului cu marea e ceva incredibil. Și cum să zic, sunt povești multe despre Abhazia și din perioada sovietică pe care oamenii de acolo ți le spun. Deci e un loc foarte frumos. Am întâlnit o scriitoare rusoaică acolo, cred că am trimis și poze, Nadia, care locuia împreună cu părinții ei lângă un institut de cercetare militar care s-a desființat când Abhazia a rămas cu Georgia inițial, înainte să fie războiul din anii 90, care a despărțit această regiune de Georgia. Și ea a rămas acolo, părinții ei au plecat și a rămas acolo pentru că are din blocul ei se vede marea, doar traversează o stradă și ea spune că face baie în fiecare zi a vieții ei în Marea Neagră, pentru că Marea Neagră acolo are altă culoare, altă temperatură și alt miros. Și da, e un loc incredibil. Din păcate e un loc al confruntărilor între... Se poate călători ca turist în momentul ăsta în Abhazia? Se poate călători, doar că trebuie... Cu riscurile de rigoare. Da, e complicată trecerea. Trecerea granițelor e complicată în toată regiunea. Dar o ziaristă de acolo, de pildă, m-a dus într-o cărciumă și mi-a zis: aici, acum îți dau mâncarea noastră tradițională. Și care e mâncarea voastră tradițională? Și se spune chiar așa, mămăligă. Mămăligă cu brânză și smântână. Asta era mâncarea lor tradițională. Mihai, ai mâncat mămăligă cu brânză și smântână în Georgia? Nu, nu mi-aduc aminte. Sau nici n-ai ajuns în Abhazia, în zona aceea? În Abhazia n-am ajuns. Nu, asta e doar în Abhazia, nu în Georgia. În georgienii au alte mâncăruri ale lor și dacă vă duce un autohton acolo și vă dă ce trebuie să mâncați, e wow. Și să beți. Și nu mai vorbim. Aș profita de ocazie să arătăm aceste cărți despre care vorbim cu atâta pasiune și mai ales să fac așa o citire de sumar, pentru că, o să mă ierte Sabina, am ales lucrurile cele mai exotice, dar cred că ele fac poftă până la urmă telespectatorilor să cumpere aceste cărți. Ia uite despre ce putem noi citi. Despre de ce miroase a Hoyt și unde a dispărut orașul spiritual, despre care sunt secretele unei cafele turcești cu mult caimac. De ce mi-e frică să beau din fântâna Sfântului Pavel? Care sunt calitățile anti-aging ale petrolului? Despre sensul prieteniei ruso-turce, ce a căutat Rusia în Siria? Și mai avem despre femeile sclave și de ce se pune pielea de oaie sub picioarele miresei? De ce au nevoie curzii de mai multe pașapoarte? De ce plângi la Erevan?
și despre femeia care mă cere în căsătorie și cum mă salvează mama paramilitarului de brutalitatea fiului. Cărțile astea nu sunt doar documentare, nu sunt doar jurnalistice, sunt un creuzet de tot felul de informații, de la informații culinare până la tradiții, întâmplări, personaje reale pe care Sabina le întâlnește. Lămurește-ne și pe noi, de fapt, în legătură cu ultima, pentru că acolo mă roade și pe mine cel mai mult. Cu cererea în căsătorie. Cine te-a cerut în căsătorie, Sabina? O să devalez aici, pe loc. Da? E, o femeie. Și ce ai zis? Eu? Cred că nu, din greu moment ce este aici. Mai ales că doamna era cu domnul. Ah, ok. Eu mai merge. Era o pereche de persoane căsătorite. Aha. În Irak. Interesant. Și mergeam cu o mașină pe care o împărțeam, că nici acolo nu sunt mijloace de transport în comun, și mergeam spre Kurdistan, din Bagdad plecasem. Și da, acolo, în mașina asta, stăteam între ei doi. Și a fost cu de fudră sau în urma unei conversații sau prin ce ai... Poate s-au gândit că ar fi o soție, o a doua soție foarte bună. Exista chimie de ambele părți. Mihai... Dar ea m-a întrebat direct, ea vorbea puțină engleză și ea m-a întrebat direct, dar de ce nu vii mai degrabă cu noi măcar? Puțin. Dar ea era o femeie care purta negru, care avea basma pe cap, adică nu era o fată modernă, ca să și zic. Și nici așa. Frivolă. A fost o cerere căsătorie foarte serioasă. Acum, nu știu, frivolitatea se poate ascunde și sub văl. Mihai, restant cu răspunsurile la două întrebări. Da, la frumusețe, la frumusețe, exact. Și la, vreau să știu cum desfășori tu munca, pur și simplu, de fotograf, ce se întâmplă pe teren și ce se întâmplă apoi când vii acasă. Cu frumusețea. Pentru mine sunt două, mă rog, din toate țările pe care le-am văzut, sau prin care am trecut, sunt două țări în care m-aș întoarce azi. Și astea două sunt Mongolia și Tajikistan. Și probabil că nu întâmplător, cred că sunt cele mai sărace țări prin care am trecut. Și cred că, nu știu de ce, dar asta face oamenii să fie mai buni sau mai aproape de tine, care ești pe drumuri și, nu știu, poate înțeleg. Adică, cu cât au mai puțin, cu atât sunt mai dispuși să împartă puținul lor cu tine. Iar vreau să spun că există o chestie în Mongolia pe care nu am întâlnit-o niciunde. Nu știu dacă aș cataloga-o drept frumusețe, dar e o chestie pe care n-am întâlnit-o niciunde și e legată de relief. Și e legată de un cuvânt care în limba română este vast. Deci eu cred că acolo este definiția acestui cuvânt și aș descrie, e foarte greu de descris dacă nu ești acolo să vezi lucrul ăsta, dar mi se pare că oriunde te afla, în orice loc de pe lume, ai de la un orizont la altul, ai o distanță. Care e ok, e o distanță de la un orizont la altul. În Mongolia, cumva, distanța asta de la un orizont la altul e mult mai mare. Nu pot să descriu altfel. Cam decât că e mult mai mare. Tu ești mult mai mic și Mongolia e foarte vastă. Dar mă întreb, geografia se vede altfel cu ochiul unui pasionat de motociclism? Ei, cred că așa ar trebui învățată geografia, nu pasionat de motociclism, pasionat de călătorii. Eu cred că așa ar trebui învățată și cred că ar trebui predată treaba asta la școală. Mergeți și vedeți cu ochii voștri. Cred că e o experiență extraordinară aceea de a călători, mai ales către est sau mai ales către zonele spre care nu mergem de obicei. Noi cei de aici, cei care ne urmăresc, suntem probabil obișnuiți să mergem în vacanțe în vest, acolo unde îți prezinți cartea de identitate sau pașaportul și intri foarte ușor, cu sau fără Schengen, acum putem călători
oriunde sau aproape oriunde. Când o iei la est, deja lucrurile se schimbă și vedem că nici măcar cu pașaportul nu poți călători de fiecare dată, că uneori este inutil pașaportul sau chiar te poate încurca în anumite situații, că poți intra sau ieși dintr-o țară cu o bancnotă de $10 sau poate mai mare sau poate mai mică. Cred că genul ăsta de experiențe cumva ne face să ne simțim altfel, adică alteritatea se vede cumva, poate începând cu granița de est a României. Cam acolo cumva încep să se despartă lumile și de aici, de la frontiere, de la ideea de frontiere și de la cum percepem trecerea dintr-o țară în alta, dintr-o zonă culturală în alta. Și poate asta i-aș întreba și eu pe cei doi invitați, care a fost cea mai abruptă trecere pe care au făcut-o dintr-un spațiu în altul, mă rog, cu sau fără frontieră, Sabina Fati? Pentru mine cel mai abrupt a fost după ce am stat în China 3 săptămâni, cred, mergând pe drumul mătăsii, pentru că eu am plecat pe drumul mătăsii, chiar pe drumul mătăsii acela, care era străbătut acum 2000 și ceva de ani, când negustorii veneau din Xi'an spre Europa pe acest drum. Și am plecat de acolo. Și am stat 3 săptămâni, deci, în China. Și e o experiență interesantă din multe puncte de vedere. Dar după ce am trecut din China în Kârgâzstan, dincolo de toate peripețiile pe care le-am avut, în Kârgâzstan m-am simțit foarte în Europa. Probabil datorită experiențelor sovietice și a arhitecturii orașelor și a... după ce am trecut muntele, am stat într-o iurtă, pentru că nu aveam timp să ajung mai departe, și în această în iurtă erau niște oameni care aveau turmă de iaci și de cai. Și femeia era rusoaică și el era cârgâz. Și ea mi-a dat să mănânc, după aproape o lună de stat în China, mâncare europeană, o supă de varză și salată de morcovi. Și dintr-o dată m-am simțit... În momentul ăsta la cameră, cam care a fost traseul pe care l-ai avut tu de fapt acolo? În prima călătorie, da. Și mă bucură că fiecare carte pe care ai publicat-o are de fapt această hartă la început pe care putem urmări ca cititori aventura dinainte, un fel de preview. Da, asta e o hartă făcută foarte bine de editură, da. Da, mai este ceva de discutat. Foarte des ai plecat în călătorii pentru că te-a atras conflictul care a existat în anumite zone. Ai vrut să înțelegi mai bine, de fapt, ce se întâmplă și în țările care înconjoară Marea Neagră, dar și mai recent în țările acestea, Irak, Kurdistan, Anatolia, Armenia. Ai găsit un răspuns până la urmă? Ce întreține acest conflict? Cum se explică că anumite zone au parcă o karmă foarte dureroasă, sunt la nesfârșit, sunt de ani de zile, de mii de ani de zile în conflict? Mai există șansa ca ele să vadă vreodată pacea sau pur și simplu e atât de tulburată zona încât nu-și vor găsi liniștea? Pe aceste hărți făcute de Coșulețu de la Editura Humanitas, sunt niște hărți artistice, mai ales cea de la Din drumul mătăsii, aceasta e făcută de un istoric. Da, se poate vedea că aceste zone au fost aproape tot timpul în conflict în ultimii 2000 de ani. Sau conflictul n-a plecat niciodată de acolo. Dar noi suntem și noi aici într-o zonă de conflict. Noi poate nu ne dăm seama, dar de la noi până în Siria e un spațiu mic. Cum și până la Abhazie e un spațiu foarte mic. Până și în Crimea. Crimea, în Ucraina, dar și în Balcani. Noi vedem că și acum Balcanii sunt foarte zguduiți cu ce se întâmplă în Kosovo, cu toată urgența pe care și presiunea pe care o pune Serbia în jurul ei. Dar dacă ne uităm puțin și mai sus, Polonia, care începe să fie nemulțumită în legăturile ei cu Germania, e așa sunt niște plăci tectonice, e ca în geologie, cumva sunt plăci tectonice care rămân acolo
și care continuă să se ciocnească tot timpul, pentru că așa e geografia lor, așa e structura lor. Pentru că, de pildă, tot între noi și Orientul Mijlociu a fost întotdeauna un imperiu care s-a mărunțit. În Asia Centrală a fost mereu un imperiu care, atunci când s-a mărunțit, a început să fiarbă. Balcanii, după ce s-au mărunțit, după ce otomanii s-au retras, a început să fiarbă. Tot timpul aceste spații, când nu sunt dominate de o structură imperială, dar putem vorbi aici despre o structură coerentă, cum ar fi Uniunea Europeană, ele încep să... S-au simțit tensiunile astea un pic mai puternic în ultimele voastre călătorii? Voi aveți termen de comparație, aveți niște călătorii făcute acum 7-8 ani, poate chiar 10, aveți niște călătorii mai recente. Cum se simte? Sunt schimbări evidente în Turcia, cum v-am spus. Am călătorit în 2014, în 2016 și în 2021. Și Turcia față de 2014 și 2016 îmi pare foarte schimbată. E adevărat, în 2016 am călătorit pe malul mării și oamenii de la mare sunt diferiți de oamenii din teritoriu. Întotdeauna oamenii de la mare sunt mai open mind, sunt mai deschiși, mai primitori într-un fel, în același timp mai nervoși, cunosc, au mai multe experiențe. Da, cum spunea un mare autor rus, o dictatură la mare e o dictatură mai ușoară. Deci am stat mai mult cu oamenii din zona asta și care atunci mi s-au părut mult mai deschiși. Dar faptul că acum în Turcia nici ziariștii nu mai... și cu ziariștii puteai să comunici foarte greu și uneori doar nascuns, asta mi s-a părut o schimbare majoră acolo. Pentru că de fiecare dată când trec printr-o țară, încerc să-mi fac conexiuni în această zonă a elitelor. Da, în primul rând, ziaristul care e colegul meu, încerc să-l caut și să-l descoper dinainte. Și după aia el mă ajută să mai găsesc un scriitor, să mai găsesc un profesor. Dar într-un loc în care nu cunosc pe nimeni, mi s-a întâmplat asta, de exemplu, în Zaco, care e un oraș la marginea, care e la intersecția a trei țări, Turcia, Siria și Irak, Zaco e în Irak. N-am reușit să fac nicio cunoștință. Aveam niște legături să trec din Zaco spre Siria, dar nu le-am putut folosi și aici m-am dus la universitate și am reușit să întâlnesc doi profesori tineri care au stat de vorbă cu mine mult și unul dintre ei, de pildă, m-a invitat la masă la părinții lui. Vedeți, asta e o chestie în care te întreb, ți-e frică? Te duci cu el la masă la părinții lui? Sau nu te duci? Noi aici, europenii, am zice, de ce nu? Da. Pe partea cealaltă, dacă... Universitățile în Turcia, în general, și în zona asta, în Irak, sunt cumva în afara orașului. Până să ajung la universitate, sunt, nu știu, 7 km în afara orașului. Am ajuns la universitate, am stat de vorbă cu cei doi profesori și unul dintre ei a zis, nu vrei să vii la masă, să-i cunoști pe părinții mei? Și am zis, hai, acum ce o să se întâmple? Și m-a dus la părinții lui și am întâlnit o familie în care el avea două mame. Tatăl lui care fusese militar peșmerga, curt, și în total tatăl și cele două mame aveau 17 copii. Și el era unul dintre ei, nu era cel mai mare. Și mi-au pus masa, au pus masa pe jos, așa cum mănâncă ei, mi-au dat să mănânc acolo, nu știu ce. Și am vorbit foarte mult cu mamele, care erau cele mai interesante și care, în mod ciudat, erau, deși aveau, erau, diferența între ele era de vreo 10 ani, semănau foarte tare, aproape că păreau să fie surori. Și era foarte interesant cum s-au adaptat ele la viața asta, cât de fericite puteau să fie sau nefericite. Evident că nimeni nu-și spune nefericirea. Dar... Mai ales unui străin. Dar ele susțineau că erau fericite, că au fost ca niște surori, că au crescut împreună copiii. Și în această casă, o casă din marmură mare cu două etaje, cred,
locuiau încă două familii ale copiilor sau trei familii, erau mulți. Și în jur erau, nu știu, 20 de alți copii mici, pe care îi creșteau împreună cele două mame. Bunici deja. Bunici deja, cu cele nu știu câte nori. Puteau fi mai multe soții? Adică da, militarul respectiv se... Da, el, mă rog, el avea 70 plus și zicea, mai zicea râzând, de ce să nu mai am încă una? Era o candidată bună, poate și în cazul ăsta. Mihai, da. Scuză-mă, gândeam la ceva acum, pentru că s-a pronunțat cuvântul Ucraina. Tu ai avut o bunică ucraineancă, dacă nu o confund? Da. Ca să nu mai spun că prima parte a călătoriei tale spre Mongolia trece prin exact aceste orașe care astăzi sunt distruse de război. Cum arăta de fapt Ucraina? Ce impresie ți-a făcut? Pentru că acum, sigur, noi glorificăm cumva și idealizăm cât putem de la distanță pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar de fapt, cum sunt ucrainenii? Cum erau la vremea aceea? Cum erau acele orașe până la urmă? Mariupolul, Hersonul, pe unde ai trecut? Pentru mine... pot să spun că, dincolo de ce se întâmplă acum, pentru mine Rusia și Ucraina erau... N-am simțit diferența când am trecut dintr-una într-alta și au fost țările în care am fost ajutat cel mai mult. De către oameni, cumva, de către motocicliști în special, nu știu, în țările astea mereu am spus că dacă la intrare, după ce treci granița, ai cunoscut un motociclist cu care ai băut o cafea, de acolo tu poți să traversezi până în estul extrem, toată Siberia, fără să plătești niciun ban pe cazare, spre exemplu, pentru că te trimit dintr-unul într-altul. Chestii pe care am mers cam chiar... Practic, dintr-unul într-altul, cu doi am lucrat. Am mers din așa. Dar, da, pentru mine a fost un spațiu în care eu m-am simțit minunat. Și în Ucraina, și în Rusia, excepție făcând un oraș din Ucraina, al cărui nume nu e foarte greu de pronunțat și foarte lung, unde știu că am stat la un prieten care era japonez, ne știam că stătuse în România fotograf, stătuse în România câțiva ani și acum stătea în orășelul ăsta și în orășelul ăla s-a întâmplat o chestie de când am ajuns acolo, cumva aș fi vrut să o tai cât mai repede, pentru că era foarte apăsător. Era așa o atmosferă de... Nu știu. Era zona dominată de influență rusească dinspre est sau nu neapărat? Nu, aveam impresia că toată lumea bea foarte mult și se droghează foarte mult acolo, deși nu era hazy. Cumva nu m-am întâlnit cu treaba asta, dar și nu-l înțelegeam pe prietenul ăsta al meu japonez, cum poate să și locuia într-o garsonieră cu igrasie pe pereți și o chestie așa, o văgăună și, mă rog, a mers la un lac și era prieten cu niște copii, cred că aveau 12-13 ani, care cât am stat pe malul lacului ăla s-au făcut praf, deci au avut niște sticle de vodcă și unul dormea pe plajă acolo dezbrăcat, adică era așa ceva dar numai în locul ăla mi s-a întâmplat chestia asta. Deși cumva numai în locul ăla am intrat mai adânc, pentru că l-aveam pe prietenul meu care era de mult acolo și avea prietenii lui și cu ei m-a tot... Totuși, e un sentiment ciudat să stai acasă în fotoliu, să te uiți la niște fotografii de război, să vezi un oraș distrus și să te gândești, dar eu am fost acolo? Da, adică e un mix, cumva e ciudat pentru că evident că îmi pare foarte rău să văd lucrurile astea, pe de altă parte mă consider și norocos că am apucat să trec pe acolo. Da, chestie care... Pentru altcineva, nu, ok, probabil o să mai ajung acolo, dar nu o să mai, vadă ce am văzut eu. Da. Ia, poate vedem și cartea lui Mihai. Aici este. Și să vorbim un pic despre fotografii, cum marot aveam pe parcursul acestei emisiuni. Cartea cuprinde de altfel și un fel de making of fotografiile, nu doar peisajele extraordinare pe care le-a făcut, ci și întâmplările de zi cu zi, nu? Sunt... Da, cred că... Uite, de exemplu asta. Poate ne lămurești ce se întâmplă aici de ești tu pe jos. Acolo se întâmplă o întâlnire triumfală cu asfaltul pe care l-am căutat în Mongolia de când am intrat în Mongolia
Și, mă rog, erau foarte puține bucăți asfaltate. În ziua de azi sunt mult mai multe, din păcate, din fericire, nu știu. Dar eu mă bucuram foarte tare când mă întâlneam cu asfaltul foarte rar. Era un salut prietenesc. Da, era o iubire ce se întâmplă acolo. Ce să vă spun despre fotografie? Ce e frumos cu cartea asta este că ea demonstrează, de fapt, celor care se tot plâng că nu au curajul să plece la drum, că nu au resurse, că nu e chiar atât de complicat să obții banii până la urmă pentru o întreprindere așa nebunească. Poate ne povestești ce înseamnă vânt kilometri. Da, mă bucur că m-ai întrebat, pentru că e important. Cartea se cheamă Vânt Kilometri și proiectul se cheamă Vânt Kilometri pentru că fratele meu a avut o idee la momentul respectiv. Eu mă chinuiam înainte să plec, mă gândeam că dacă tot plec și dacă tot fac lucrul ăsta, nu mi-ar strica niște bani pe care eu, lucrând în presă, mă gândeam că pot să-i fac rost de la niște publicații. Mă gândeam eu atunci să trimit niște materiale de pe drum unor publicații. Mă rog, ideea era că vreau niște bani. Nu mă țineau banii ăștia să nu plec, dar why not? Adică făceam o chestie în capul meu destul de mare și... Na. Și în timp, eu mă întâlnisem cu fratele meu să punem la punct cumva să facem un proiect pe care să-l prezentăm unor redacții și el era cumva foarte absent la treaba asta și la un dat m-a întrebat, bă, nu, mi-a zis, tu trebuie să vinzi ceva. Eu eram... ce pot să vând? Adică, mă rog, nu de asta ne-am întâlnit să vând eu ceva. Și am mai stat un pic și a zis, câți kilometri are drumul tău? Erau 21.000 la calculul inițial. Și zicea, bă, cum ar fi dacă tu ai vinde kilometri ăștia? Mă rog, mi s-a părut dubios în primă instanță, după care am plecat acasă și de acolo s-a născut pachetul ăsta. Ne-am gândit să împărțim drumul în câte 500 de kilometri pe care să-i vând și să vând povestea celor 500 de kilometri cumpărătorului, care plătea 50 de euro, iar la schimb eu îi dădeam povestea sub formă de scrisoare a celor 500 de kilometri, îi aduceam o piatră de pe cei 500 de kilometri și mă însoțea tot drumul, numele lui, pe un mic capțibil lipit pe parbriz. Practic, ce a făcut fratele meu, a inventat crowdfunding-ul. Avan la letru. Da. Deci asta s-a întâmplat. A fost un pionier. Și oamenii, uite, că au achiziționat. Da, în două săptămâni eram sold out și cerere încă exista și gândeam cum să fac să merg mai mult. Mă rog, n-am de altfel, nimic. A fost sold out și cartea foarte repede și s-a reeditat în 5 ediții. Da. Poate le spui și celor care ne urmăresc întâmplarea cu felul în care ești tu vândut la suprapreț. Eu am reușit să împrumut această carte. De fapt, am încercat să o cumpăr de pe site-urile de ocazii unde am găsit niște prețuri colosale. Mihai a găsit chiar un preț mai mare. Da, ultima descoperire a fost zilele trecute când am găsit-o pe un site unde era... costa 550 de lei cartea mea. Ea, fiind în librărie când era la vânzare, cam 50 de lei pe acolo. Și era 550 de lei. Și, mă rog, am crezut că e greșeală, am pus omul un zero în plus sau ceva. M-am uitat pe userul respectiv, avea mai multe cărți la vânzare, toate erau cu prețuri din astea, deci mă gândesc că n-a fost o greșeală. În călătorie, în Mongolia, crește prețul de 10 ori. Asta e... Așa se pare. Îmi pare rău că n-am păstrat eu niște exemplare, că la 550 de lei. Dar sper în toată inima că se va reedita. Avem vești în direcția asta? Avem niște vești în direcția asta. E deocamdată... Nu pot să zic mai mult decât că volumul va fi retipărit într-o cu totul altă formă. În primăvara asta, într-o cu totul altă formă, va fi o bijuterie, pentru că vor fi două cărți într-una. O să fie cartea mea despre experiența mea, singur până în Mongolia și înapoi, și a doua va fi un jurnal al lui Vladimir, pe care l-a ținut el mergând în Mongolia și având 6 ani. Cu cărțile Sabinei Fati, cărțile, albumele lui Mihai Barbu și, mă rog, mai sunt și alte câteva ale lui Marius Chivu, începe deja să se configureze și... în România o piață, o subpiață a cărții de călătorie, să-i spunem așa. E un segment de piață care în vest e mult mai bine reprezentat. La noi începe de-abia să funcționeze și mă bucur foarte mult
că printre albumele ilustrate bogat, cum sunt cărțile lui Marius Chivu sau cartea lui Mihai Barbu, s-au strecurat și aceste cărți care sunt mai mult de istorie decât de călătorie, sunt foarte serioase, foarte bine documentate, ale Sabinei Fati. Și că le putem discuta și comenta împreună. Mă bucur foarte tare că l-ai menționat și pe Marius Chivu, pentru că avem rețete diferite de călătorit până la urmă. Mihai a călătorit unde l-a dus motocicleta, așa, după pasiunea lui. Sabina a venit cu un demers mult mai documentat, istoric și jurnalistic. Aici îl avem pe Marius Chivu, căruia îi place să călătorească câte 3 săptămâni. Asta este a doua carte, 3 săptămâni în Azi, după 3 săptămâni în Himalaya, și stă să iasă acum tot la editura Humanitas 3 săptămâni în Munții Atlas. O călătorie turistică, aș zice, dar plină de detalii și, dacă tot am vorbit de Munții Atlas, avem aici și o călătorie fotografică, The Marauders of Marrakech, Tâlharii din Marrakech, Borno Nemeti, care a făcut carieră în advertising și are și niște scurtmetraje scoase, a decis să plece pur și simplu cu aparatul de fotografiat, a ales pentru asta fotografia alb-negru și a ieșit pur și simplu o călătorie vizuală minunată, așa că telespectatorii pot căuta titlurile astea și multe altele, pentru că sunt feluri de a călători foarte diferite. Pentru că ne apropiem așa ușurel de final, mă gândeam să vă întreb cum e cu întorsul acasă? Pentru că toată lumea vorbește despre momentul ăla de curaj în care plecăm, ne facem bagajul, strângem banii, dar cum e cu întorsul acasă? Vă mai vine să vă întoarceți acasă după câteva luni petrecute undeva? E greu? Adaptarea e complicată? Mihai, și tu. Pentru mine, țin minte prima călătorie până în Mongolia, când am fost singur. Mi-a fost în permanență dor de casă. Adică de când am plecat, din prima zi, abia așteptam să mă întorc acasă. Și dorul ăsta m-a amânat cel puțin pe ultimele mii de kilometri. Nu prea m-a mai interesat ce în jurul meu. Trebuia să ajung în niște locuri pentru că eram dator cu niște kilometri pe care îi vândusem, dar nu mai mă trăgea, nu mai eram nici curios, vroiam doar să ajung acasă. Există un soi de uzură a drumului? Da, aș zice că da, cel puțin în cazul meu, pentru că sunt oameni care sunt pe drum de ani de zile și nu au mai ajuns acasă, dar în cazul meu, cel puțin, putut avea o viață de nomad? Nu. Asta s-o pot despre mine, că nu. Deci, mai mult decât am făcut acolo, nu. În schimb, a fost minunat când am fost cu Ana și Vladimir. Atunci, chiar nimic nu ne trăgea pe niciunul să ne întoarcem acasă, în afară de începutul grădiniței, școlii, cam aia a fost tot. Și țin minte, când m-am întors din Mongolia în 2009, a fost o chestie, am intrat în București, mă așteptau niște motocicliști, am oprit acolo, s-a desfăcut o șampanie, e bine ai venit. Totul a fost ok. Și s-a întâmplat, am sunat eu adunarea, hai, plecăm toată lumea, și le-am zis, o replică pe care nu mi-o aduc aminte, dar fratele meu mi-a zis că așa s-a întâmplat, că era lângă mine când am spus lucrul ăla, le-am zis, bă, mergem și noi acasă, hai, toată lumea, împachetarea gata, ne-am distrat, mergem acasă. Și el mi-a zis că m-a auzit când mi-am tras casca pe cap, că m-am întrebat pe mine cumva în șoaptă, m-am întrebat, ok, și eu acum unde merg? Wow. Pentru că cred că am întrebat asta, pentru că a fost primul moment când mi-am dat seama că rutina aia de 4 luni de zile se termina și că eu am ajuns în București, dar eu nu aveam o casă unde să stau, pentru că stăteam în chirie când am plecat și evident am renunțat la chiria aia. Deci eu chiar nu aveam unde să stau, adică un loc al meu. Și nu știam unde să mă duc și niciun serviciu la care să mă întorc. Dar a fost prima, adică nici măcar cu o zi înainte nu m-am gândit, ok, ajung la București și ce fac? Unde parchez motocicleta? Nici măcar la asta nu m-am gândit. Și am ajuns acolo, mi-am tras casca pe cap, ok, și unde merg? Și a fost în aia, motocicleta am dus-o la un prieten, bagajele nu știu unde, eu am dormit la frate, o săptămână, a fost așa o... Și a fost m-a debusolat un pic. Repet, pentru că nu mă pregătisem pentru asta, deloc. Nu m-am gândit ce fac când... Pe drum totul era clar, te trezești, împachetezi, dă-i. Te oprești, despachetezi, culcă-te. Sabina, acum jurnalismul se poate face de oriunde, de la distanță. Tu ai putea să
pleci a la long și să stai tot timpul pe drum? Depinde. Pentru mine e foarte obositor pentru că eu merg toată ziua și după aia seara îmi scriu bucata pentru blog, îmi scriu chestiile pentru mine și după o vreme încep să fie epuizat de lucrurile astea și de, și de tot ceea ce urmează și de toate emoțiile și de așa. Și la un moment dat te mai gândești, acasă ai o canapea, o bibliotecă ce frumoasă, muzică și așa. Sigur că dacă mergi confortabil, poate că poți să mergi multă vreme. Da, de pildă, aș mai vrea să fac o dată în jurul Mării Negre, să fac o comparație cu tot ce era atunci și ce e acum, ce a rămas din orașele pe care le-am văzut atunci și cum sunt ele acum. Mă întreb dacă călătorit într-o mașină confortabilă nu rupe de fapt exact contactul ăsta jurnalistic la prima mână cu... Dar eu, da, într-adevăr, poți să faci jurnalism de oriunde ești, pentru că poți să vorbești la telefon cu oricine, poți să afli orice în momentul ăsta. Poți să scrii și din Pamir dacă ai internet suficient de puternic. Dacă întrebarea e dacă poți să stai departe de casă un an, doi, trei, patru, da, normal, poți să stai. Întrebarea e în ce condiții. Marius, și în ce situații și făcând ce și cu ce bani și așa mai departe. Pentru că atunci când călătorești, probabil că și Mihai e la fel, ai două, trei tricouri cu tine, două perechi de pantaloni, trei perechi de ciorapi și așa mai departe și eu, de pildă, spălam aproape în fiecare zi o chestie, o puneam la uscat și a doua zi eventual o luam mudă pe mine. Și tot așa, alteori ți se rupe unul dintre cele trei tricouri, trebuie să-ți cauți altul și așa mai departe. Nu e ceva neapărat foarte confortabil și nu e ceva neapărat plăcut, dincolo de adrenalină, de ceea ce vezi în jur, de unde trebuie să mergi. Dar eu de pildă sunt foarte planificată, eu știu exact unde trebuie să ajung peste 3 zile, pentru că dacă n-ajung acolo mă așteaptă, dau telefon și știu că cineva trebuie să fie acolo să mă aștepte, altfel se întâmplă ceva pe drum și eu nu mai apar. Da, eu de pildă am și numerele de telefon ale consulilor. Acum le am și eu. Ale ambasadorilor, chiar dacă uneori n-apuș să sun, dacă... Da. Adică în ultima carte am o aventură în care n-aș fi apucat să sun. Doyle mai există? Doyle fiind motocicleta cu care ai plecat? Doyle există și merge foarte bine. Are nevoie de un pic de service acum, dar din păcate nu mai reușesc eu să merg cât mi-aș dori să merg cu el, dar îl Câți avem. Kilometri a acumulat? Cred că are un pic peste 100.000. Nici nu-i așa. Eu nu vând motociclete, am ajuns la 3 și... doar kilometri. Da. Prima motocicletă, mea prima iubire este la mama în sufragerie, la Petrila, la etajul 1, într-un bloc. Mai e un exemplu de călător cu o formulă proprie, Cosmin Bumbuț și Elena Stan, cu jurnaliști... Cu totul specială. În care călătoresc prin Europa, deocamdată, cu autorul Lota și documentează viața românilor din diaspora. Le vedem articolele, au și o carte bună, au o carte din România, Teleleu, publicată deja. După modelul Marinei Abramovici, probabil, care a călătorit așa într-o astfel de mașină împreună cu iubitul ei, făcând performance. Probabil și după un model la care au ajuns după ce au calculat exact cum își pot desfășura viața, făcând jurnalism eficient, dar și în condiții eficiente, nu știu, practice. Mai avem doar 5 minute din ediția aceasta și mi-a zburat un pic gândul către Marius Chivu, care spune că nu s-a dus în azi, nu s-a dus în Peru să caute experiențe spirituale. Mă gândeam să vă întreb pe voi dacă v-ați întors cu revelații, dacă v-ați întors schimbați în vreun fel, dacă v-ați întors cu niște lecții. Nu mai sunteți cu siguranță aceiași, nu? Eu, dacă îmi permiți, Sabina... Eu nu consider că m-au schimbat cu nimic călătorile. Nici n-am căutat vreun răspuns. Încă o dată, eu am plecat la plimbare. Un pic mai departe, dar pentru mine asta a fost. N-am
nu mi-am pus întrebări fundamentale pe drum. Ok, poate sunt un pic mai bogat pentru că am ajuns în locurile astea și am cunoscut oamenii pe care i-am cunoscut, dar nu mă văd altfel decât eram înainte să plec prima dată. O să îndrăznesc să citesc atunci răspunsul pe care îl dai tu la finalul cărții, chiar despre revelații, pentru că este scurt și foarte intens. Dacă întrebările existențiale cum e? Am aflat cine sunt și toate alea? Nu, deloc. Și nici nu cred că mi le-am pus. Am fost prea ocupat să văd și să simt. Nu mă întorc acasă cu alt Mihai, în afară de ăla cu care am plecat acum 4 luni. Plus că cine sunt cam știam. Ce vreau, n-am să știu niciodată, iar răspunsul nici măcar la capătul lumii nu e. Da, rămân la aceeași părere. Sabina, ești de acord cu el? Sau cărțile pe care le-ai adus, de fapt, în tolbă? Eu cred că pentru mine călătoriile au însemnat o distanță, să înveți să iei distanță față de lucrurile de lângă tine. Pentru că eu scriu de toată ziua despre ce se întâmplă în politică, în diplomație, în sensul cel mai imediat al cuvântului. Călătoriile mi-au dat o distanță. Pot să văd mai de departe, pot să mă distanțez mult mai bine de personajele și de întâmplările și de toată zarva asta internă și regională de care mă ocup în fiecare zi. Și mi-a făcut foarte bine. Și apoi cred că le face bine și cititorilor să ia aceste cărți, pentru că ele sunt niște invitații la a privi lumea din jur altfel. Cred că putem pleca și în vacanță, chiar dacă nu plecăm în călătorii din astea foarte bine delimitate cu scop jurnalistic, putem pleca în vacanță având o altă înțelegere asupra conflictelor dintr-o zonă, asupra vecinătății unor țări, nu? În mod evident, de pildă v-aș invita dacă mergeți la Izmir, care e foarte aproape și o destinație turistică pentru mulți români, să citiți unul dintre primele capitole ale cărții acesteia călătorie pe urmele conflictelor de lângă noi, fiindcă Izmirul, deși e un loc turistic și deși nimeni nu spune în Izmir ce s-a întâmplat acum 100 de ani, acolo în 1915 și după aceea până în 1923, au avut loc drame incredibile. În mijlocul orașului există un parc în care lumea merge să se plimbe și să ia aer curat, dar acolo a fost un cartier armenesc despre care nimeni nu vorbește, care a fost ars de turci. Izmirul a fost un oraș super cosmopolit, grecesc, se numea Smirna de altfel. Și dacă îi întrebi acum pe oameni și unde sunt armenii, păi s-au dus. Unde s-au dus? Acolo. Dar de ce? Păi a fost un incendiu și a trebuit să nimeni pleacă. Nimeni nu are răspunsul, iată. Dar acolo au fost violate femei, au fost omorâți copii, au fost omorâți mii de armeni, grecii au fost strămutați în Grecia și au pierdut proprietățile. Sunt drame suprapuse într-un oraș în care nu poți găsi o inscripție că acolo s-a întâmplat această nenorocire. Asta e de altfel unul din paradoxurile lecturii. Descoperi că cele mai sângeroase lucruri s-au întâmplat în niște locuri de o frumusețe rară. Eu sper din toată inima ca cititorii să ia cărțile să se documenteze. În cazul în care ei stau și pritocesc această idee a plecării la capătul lumii, poate își vor găsi răspunsurile în cărțile pe care le-am menționat, iar dacă nu, eu aș încheia ediția cu tot cu un citat din Mihai Barbu, care a găsit, se pare, această rețetă de plecat la drum. Și rețeta care e, dacă există vreuna? A, e simplă. Odată ce ai făcut rost de dramul de curaj, ești ca și plecat. Apoi devine și mai simplu. Trebuie să ai răbdare, să oprești des, să cunoști oamenii, să faci cu mâna, să te lași depășit, să zâmbești mult, să nu te grăbești, să vezi, să simți, să te uiți înapoi, să ai încredere, să știi, să afli, să nu-ți fie rușine, să plângi, să nu încetezi să te minunezi și mai presus de toate să iubești. Cam astea au fost călătoriile noastre, cam astea sunt cărțile pe care le puteți găsi în librării. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri pentru prezența la această emisiune. Eu sunt Dia Radu, ați urmărit Intrare Liberă și ne revedem tot aici săptămâna viitoare.